120 de sindicaliști din domeniul energetic protestează astăzi pentru a doua oară consecutiv în fața guvernului. Membrii Fundației Naționale Univers au venit aici pentru a striga nemulțumirea față de situația dezastroasă din societățile de servicii energetice din toată țara și cer guvernanților să ia măsuri. Cei care au lucrat o întreagă viață aici spun că nu știu ce să facă altceva dacă își vor pierde locurile de muncă. Ei spun că trebuie să-și întrețină familiile și dacă nu vor avea un loc de muncă, acest lucru va fi imposibil. Muzeul Național George Enescu se află în Palatul Cantacuzino, una dintre cele mai frumoase clădiri din București. Impunătoarea intrare, umbrită de imensa copertină în cel mai autentic stil Art Nouveau, anunță că aici luxul și rafinamentul de epocă s-au întâlnit pentru a ridica pe podul Mogoșoaie de ieri, astăzi Calea Victoriei numărul 141, unul dintre cele mai strălucite palate bucureștene. Sala în care George Enescu își încânta auditoriul păstrează și astăzi note muzicale de o finețe extraordinară ascunse undeva printre vitraliile care îți taie răsuflarea. Aici, în fiecare zi de joi și vineri, sala prinde viață prin concertele de pian și sensibilitatea celor prezenți. Legătura amoroasă dintre Măruca și George Enescu